Băi, Jonuțule, băi, unde am ajuns, băi, Jonuțule, băi? Înscă, bună dimineața, Ione! Ne aminteam acum, înainte să vă spunem cât mai avem până să ajungem la filmarea videoclipului Mie Frică, Jonule, fit Ana Petrișor, în Târgoviște. O să vă spun scurta istorisire cu care s-a început ziua. Este 9 dimineața, după ce v-am spus că am negociat să nu fim acolo chiar la 7, pentru că mi se pare panică. Ajungem la 9 și un pic, exact cum am promis, până în 9.30. Și vorbeam cu Cori de momentele când eram eu în facultate, Jonuțule, voi erați probabil foarte mititei, și trimiteam mamișorul mâncare, nu existau casoletele astea care se cumpără acum de la supermarket, și mamișorul trimitea mâncare, câteodată ciorba o trimitea cu oala sub presiune. Și normal, frate, în cămin, când stai la oaltă cu toată lumea, bahaos, Caterinca, ia ciorba și tu mănâncă o ciorbiță de la mamișor, motherfucker. La un moment dat, oalele sub presiune mai ajungeau fără capac. Capacul ăla special cu chestiuța aia de deasupra care se ridică să iasă aburescu, să înțelegeți ce vreau să spun, da? Bosule, nu voiai să fii în pielea mea în momentul în care pierdeam un capac de la o oală sub presiune. Mamișor, dacă vei vedea acest vlog, te rog frumos să comentezi, dar n-ai cont de YouTube, dar nu contează. Poți să-mi comentezi mie în privat să mă suni. Jonuțule, dacă aveți astfel de povești cu recipiente de mâncare, ne întoarce către familiile voastre, către mămicile voastre, extrem de grijulii cu vasele, vă rugăm frumos să ne scrieți la comentarii și să dați și un mare, mare like. Iarăși căutam ăsta aici. Bă, îl caut de la X5 încoace în continuu, bă, nu mă mai opresc. Mai avem, după cum vă spuneam, 28 de km, 32 de minute. A, uite, am vorbit prostii, 9:42 ajungem, nu vrem să ne grăbim, pentru că până la urmă treaba este relaxată și la clip. Am înțeles că lumea este la make-up, păr, capeluțe, așa cum se începe un videoclip. De-aia mi-am și permis să șparlesc și eu două oricele, Jonuțule, pentru că la 32 de ani nu te mai trezești cu aceeași plăcere la ora 7 dimineața, credeți-mă. Te transformi într-un dinozauraș somnoros. Ciocănim către Târgoviște, mai avem 27 de ciocămetri, cum s-ar spune, Jonuțule. Și revenim de pe platou, a.k.a. un spital de nebuni părăsit din Târgoviște. Joacă-o pe asta. Mergem la spitalul de nebuni bântuit din Târgoviște. Bă, Jonuțule, s-a întâmplat ceva foarte ciudat în drum spre spitalul ăsta. Bă, n-am cum, mă, că oamenii așteaptă trenul, cred, mă, e cineva aici, mă. Bă, ba, da, mă, frate, mă, că trece o mașină de acolo, mă. Bă, dar poate nu-i pe aici, mă, m-am speriat, mă, stați un pic. Bă, Jonule, deci noi trebuie să ajungem la spitalul ăsta de nebuni și uite pe unde ne-a dus Waze-ul. Bă, stai, mă, să mă dau jos un pic, mă. Bă, fraților, hai afară, că deja m-am panicat, mă, frate, videoclipul ăsta e cu nebunie. Hai să vedem unde e spitalul ăsta bântuit, dar uite cum arată. Și mi se pare că cineva este în stație. Bă, Jonule, hăt, tată, deci treaba e din ce în ce mai dubioasă. Să moară Jackson, haide să arăt unde suntem, nu o să vă vină să credeți. Deci uitați-vă, vă rog frumos, cum arată și se presupune că eu trebuie să trec pe aici cu mașina. Deci uitați-vă unde suntem, trebuie să trec pe aici cu mașina. Asta e like fucking gar, asta creepy as hell. Deci tu cum arată? Aici era un om mai devreme. Eu nu pot să cred că trece trenul pe aici, deși așa apare. Și uite pe unde trebuie să trec eu cu mașina. Dar mai era o mașină acolo mai devreme. Ceea ce mă face să cred că s-o putea lua. Nu știu, hai să sunăm, că e dubios tare rău de tot. Deci uitați-vă numai cum arată de aici. Uitați-vă cum arată. Fuck you, eu. Te pup, Flavia. Auzi? Cât mai ai? Să moară Jaxana, am ajuns la o șină de tren. Eu trebuie să trec peste șina asta de tren, pe bune. Deci sunteți în Aninoasa acolo? Cât mai ai, Catina? Mămică, îmi scrie că mai am un kilometru, dar sunt pe niște porumb rău de tot. A, te-a dus aiurea, trebuie să fii lângă mănăstire. O mănăstire e în dreapta, la intrare. Deci, te mai întreb încă o dată, ai trecut peste o cale ferată dubioasă, rău? Nu, eu n-am trecut. Dar nu poți să-mi dai o adresă de Waze, că share location-urile sunt varză, n-ai să-mi dai un... Cum se numește mănăstirea? One eternity later. Jonuțule, am făcut ce am făcut și am ajuns. Cel mai safe a fost când am văzut pe cineva la poartă că ne deschide. Dar uitați-vă cât de creepy arată, fraților. Deci să înțepenească Jaxi. Și un lucru e cert, înțepușca asta, dacă s-ai dat cu flăcărica, cu tovarășa flăcărică, facem hâți toți. A, bun, și uite aici mașchinetele. Doamne, cum arată. Băi, Jonuțule, băi, unde am ajuns, băi, Jonuțule, băi. Mamă, uite cum scrie bloc alimentar. What the fuck does bloc alimentar mean? Apropo, pentru cei care nu știu cât de cu minte poate fi, câteodată cheluțul este cu noi. Bună, tati, am ajuns la nebuni, tati. Îți vine să crezi? Intrăm, da? De? Cheluțul a dormit, efectiv, tot drumul l-am deranjat. A trecut ambulanța, a fost extrem de deranjat de ambulanță. A avut niște momente ale lui, dar gata, s-a liniștit acum. Descindem în Spitalescu de Nebunescu și revenim. Bă, băiatule, bă, băiatule, uitați-vă cum arată spitalul ăsta, bă. Bă, uite cum arată vopseaua asta, Jonuțule. Așa credibilitate mi se pare foarte șmecher pentru clip, dar destul de creepy pentru noi. Deci fiți atenți, haideți să deschidem una din asta așa la întâmplare, da? Doamne, cum arată. Deci fiți atenți. Uitați-vă, cheluțul, te duci tu să deschizi zona, tati, dar parcă nici nu știu dacă se lasă calci pe aici, tati. Nu intrăm, că uite ce este încolo, frate. Veniți pe partea cealaltă să vedeți. Cam cum arată, se pare foarte șmecher, el este băiatul de la sunet, că-s domnule. Băieții din echipa de filmare deja sunt setați pentru următorul cadru, care este cu mine. Și uitați-vă cam cum arată, cred că asta e gen zona de cantină, sau nu știu.
Înțeleg că ce că la geamurile astea se dădeau pastilele, știi, treceai cu, întindeai mâna și l-ai pe hăruțul, asta o să facem și noi. Abia aștept să mă schimb în primul costum, Johnule. Încerc să nu vorbesc foarte tare pentru că este un ecou fabulos, dar cred că asta va face să se audă foarte bine boxa. Foarte frumos concept de videoclip, foarte frumos și, bă, tati, ridică-te mă din porcăria asta după aici, mă. S-a găsit scarpină, gata, tati, hai să mergem. Vai, nu pot să cred, s-a mântărit de frate. Ne schimbăm și revenim. Hăți, Johnuțule, domnul nebun a tras primele cadre și acum încercăm să descălcim părul încălcit și să-l transformăm pe Popa în doctor. Treabă mai grea pentru că n-avem curent electric deloc, Johnule, suntem chiar în mijlocul nicăieriului. Dar chestiile sunt cât se poate de veridice datorită locației, așa că ne descurcăm cu ce avem. Sunt plin de fixativ de la prima freză, Johnuțule, dar îmi place foarte mult ce este de la primele cadre, asta e foarte important, că avem vibe bun la videoclip. Revenim când e domn doctor, gata. Hăți, Johnuțule, cam așa arată nebunul scăpat din spital, alergat pe câmpuri, privit cerul, privit apusul, să înțepenească Jaxana dacă nu astăzi, Johnuțule. Uite așa cum făcea Emil Palade, am avut lucrul schimbat de 6 ori, 700 de tuburi de fixativ stricate pe părul meu și părul meu stricat la rândul lui, bine că erau produse organice, te pup, Paul, și îți mulțumesc. Am schimbat haina asta 700 de ori, odată eram un pacient, odată eram alt pacient, să-mi joc vreo 4 roluri astăzi, Johnuțule. Pe unul l-am încheiat cu un nasture așa, pe celălaltul l-am încheiat cu un nasture altfel. Ține minte, motherfucker how. Însă, ce este cert este că a fost o zi de filmare extraordinară, Johnuțule, iar conceptul acestui videoclip pentru care eu m-am luptat foarte mult este senzațional. Abia aștept să vedeți piesa Mie Frică, fit Ana Petrișor, Johnuțule. Este un talent la început de drum, dar dacă piesa este bomba, asta nu înseamnă că nu ne băgăm într-o colaborare, pentru că până la urmă despre ce e vorba muzică? Să ne ajutăm, să ne întindem o mână de ajutor, Johnuțule, da? Urmează cea mai șmecheră piesă de dragoste, Johnule, Mie Frică. Țineți ochii pe canalul de YouTube pentru că va fi chiar aici la mine. Căscați ochii să vedeți exact când o să lansăm cea mai tare piesă de dragoste. Hăți! Hăți, Johnuțule, și plecați la 7 de acasă și 100 de kilometri până la Târgoviște și 90 ore de filmare și 100 de kilometri înapoi și coadă pe centură, bă băiat! Mă, cum e posibil coadă pe centură la ora 21 și cât era 20, că acum și 37? Bă, frații mei, încotro alergați, mă, la ora asta, de fapt, de la muncă. Precum eu, știu, sunt un dobitoc. Singur mă frustrez, singur îmi răspund, Johnuțule. Cam atât de pe ziua de astăzi, se lasă cu un vlog cu To Be Continued pentru că nu avem, Johnule, destul content și pentru că nu vrem să postăm un videoclip bullshit, așa cum știți că nu ne place să facem. Motiv pentru care revenim cu ziua de mâine, Johnuțule, și postăm joi de dimineață. Mă duc să mă odihnesc pentru că această stare de nebunie indusă m-a consumat psihic maxim. Revenim maniara. Hăți, Johnuțule, și ca și cum nici n-am fi dormit și nici nu ne-am fi odihnit. Hai, cheluțu, tati, că avem ședință, băiatul meu. Am ajuns la Media Pro Music, a trecut și o zi, am filmat un super clip aseară, Johnuțule. Astăzi avem o ședință destul de amplă și undeva pe la ora 16 o să ajungem la un teren de paintball, Johnuțule. Ați auzit foarte bine, pentru că Shelly filmează un vlog acolo. Încearcă să facă o luptă. Chiar sunt curios unde m-a încadrat. Sunt foarte curios pentru că dacă m-a pus împotriva lui, aveți cuvântul meu de onoare că îl las cu 4-5 vânătăi cel puțin. Mie îmi place să trag de la apropiere la paintball, Johnuțule, să simți că ai fost la paintball, nu vrăjeală. Ți-l colorez pe Shelly din cap până în picioare cum mi-a vopsit el mașina de Crăciun. Uite-te tu la mine dacă fac vrăjeală acum. Mergem la ședință, Johnuțule. Mai întâi, în prima parte a zilei, suntem serioși. Birocrație, birocrație, birocrație. După care ne îndreptăm către terenul de paintball, de unde o să revenim și pe vlogulescu, Johnuțule, ca să vă arătăm care sunt echipele. Hăți. Hăți, Johnuțule, am terminat prima parte a ședinței și suntem alături de Cezar, vecinul pe care îl știți de ceva vreme și care de cele mai multe ori când vine alături de noi într-o ședință, vine să ne propună lucruri frumoase. Noi încercăm să contribuim și noi cu lucruri frumoase și împreună, unindu-ne forțele, Johnuțule, uite că ne ies chestii foarte, foarte interesante, în principal pentru voi. Așa că astăzi Cezar are un ghiozdan aici. Te rog frumos, Cezar, să-mi arăți așa un pic, doar un pic despre ce e vorba. Nu, mai mult. Mai departe scrie în carte, știi cum zice, da? Avem aici un ghiozdan de la Cezar, care cred că deja v-ați dat seama că este plin cu lucrușoare de sport. Și de făcut sport, cred că și acasă, dacă-ți dorești. De fapt, acasă e cel mai bine să facem sport în perioada asta. Zi-mi un pic, Cezar, care e faza cu ghiozdanul ăsta, te rog frumos. Dorian, tu știi că în perioada asta autoritățile ne sfătuiesc pe toți să stăm acasă, dar nu putem să stăm acasă dacă nu facem și mișcare. Iar noi la Primăria Capitalei și Compania Municipală Sport pe toți ne-am gândit cumva să încurajăm copiii, toți între 6 și 18 ani, să facă mișcare de acasă. Și am pregătit. Ok, bun, iartă-mă că te întrerup, aici este o chestie foarte interesantă. Deci înțeleg că oricine între 6 și 18 ani se va putea înscrie în concursul ăsta despre care o să le spun eu oamenilor. Vezi că armata mea e tânără? Ești pregătit, da? Da, din bucurie să fie, Dorian.
Ești pregătit de înscriere, da? Bun, între 6 și 18 ani din București, da? Suntem tari în site. O să revin de îndată ce plecăm spre pădure, Jonuțule, cu detalii despre cum puteți intra în posesia unor astfel de ghiozdănele, Jonuțule. Este un concurs foarte, foarte amuzant și este pentru voi cei tineri, Jonuțule, care știu că vă uitați la mine în mod constant și pentru asta vă mulțumesc și vă iubesc și mă înclin în fața voastră. Revenim din pădure cu cea mai șmecheră rutină de încălzire înainte de meciul de paintball. Îți, Jonuțule, te cheamă Shelly la paintball și ești la paintball direct în ploaie, bă, tată, bă. Stai, Chelutule, să închidem poarta, tati. Ah, ce bine că poate să rămână și băiatul meu fără zgardă, Jonuțule, mergem să salutăm pe toată lumea. Toți băieții sunt acolo în cort, uitați-vă la ei cât de bine sunt adăpostiți. Numai că cred că au uitat că noi o să jucăm în ploaie, toți, Jonuțule. Bă, că pe Cheluțul nu-l deranjează deloc. Intrăm, salutăm și vedem ce se va întâmpla astăzi pe ploaia asta torențială. Îți, Jonule, și am ajuns cu cei mai nebuni în pușcăreți. Toată lumea aici este, e tot YouTube-ul românesc, fraților. Prezentări, le-am văzut deja pe story, dar poți să mi le mai faci o dată? Să fac prezentări și pentru vlogul 2 ani. Tu ești în echipa vlogărilor. Cine este el? Mădălin. A, deci pe el îl știm. Ce pau e. Nu, el e Cheluțul. Cum v-ați să răspunzi la cine este el, mă? Dacă poate ai pierdut de memorie de la ziua ta, a trecut cât? 3 zile, 4 zile? Au trecut, tată. Așa, deci în echipa noastră, în echipa vlogărilor, avem pe Mădălin, Diana Condurache, Andrei Gavril și pe mine. Suntem cei 5 care se vor lupta cu gamerii români. Ai, eu sunt în echipa proastă? No! Crede-mă că o să-i facem. Bine, mă, păi da, mă, dar ăștia toată ziua stau cu pușca în mână, bă. N-am avut calculator, nu le-ai dat. Băi, și ce crezi că nu e aceeași chestie de țintit? În echipa gamerilor îl avem pe Mitsu, îl avem pe Maximilian Ioan, pe Pumax, pe Aira Fayer, pe I Hate Pink și pe Rectură de la Ara Z. Cei mai mari gameri din România se vor duela cu noi astăzi. Jonule, important este că mai întâi de toate trebuie să treacă ploaia ca să facem ceva. Dar eu simt că o să fie forță rău de tot. Dăm drumul la încălzire și ne revedem pe teren. Îți, Jonule, și în curând pe canalul lui Shelly. Hăți, Jonuțule, suntem gata să începem cel mai șmecher meci de paintball din istoria YouTube-ului românesc. Jonuțule, gamerii sunt acolo înăuntru, se pregătesc. Noi vloggerii ne pregătim și noi avem aici masca neagră și combinezonul albastru tipice echipei vloggerilor și vesta de protecție, Jonuțule. Dar pentru că până la meci v-am promis că am un concurs pentru voi, o să vă spun și despre ce este vorba. Am chiar aici în mână ghiozdanul pe care l-am primit de la Cezar, care este reprezentant al companiei municipale Sport pentru toți, Jonuțule, și al centrului pentru dialog București, pe care îl știți deja din vlogurile trecute de când am făcut campania în pandemie, Jonuțule. Ei bine, aceste două campanii ale primăriei capitalei vă sfătuiesc să faceți cât mai mult sport acasă și mai ales în această perioadă în care este atât de bine să stăm acasă și să ne ferim de expunerea publică, Jonuțule. Noi punem la bătaie 3000 de astfel de ghiozdane care au înăuntru. Avem una bucată salteluță de sport, Jonuțule. Avem una bucată cutie cu, asta mi s-a părut cea mai tare chestie, Jonuțule, și chestiile astea am să le folosesc și astăzi în încălzirea mea. Avem aici o cutie cu două gantere, Jonuțule, perfecte pentru încălzire. Eu mi le scot și mi le pregătesc aici pe masă. După care o să dau drumul la încălzire, iar vouă o să vă spun în felul următor, Jonuțule. Dacă aveți între 6 și 18 ani și sunteți din București, sau stimați părinți, dacă aveți puști acasă între 6 și 18 ani, nu trebuie decât să vă scrieți în linkul pe care o să-l găsiți în descriere și puteți câștiga unul din cele 3000 de ghiozdane puse la bătaie de primăria capitalei, Jonuțule. Asta dacă vă înscrieți cât de repede în linkul de mai jos și dacă urmați pașii de acolo. Pe lângă asta, Jonuțule, mai avem și o bandă elastică, tot foarte bună pentru încălzire, și o mingiuță antistres sau pentru antebraț. Acum, fix înainte de a începe meciul de paintball, eu o să vă arăt cum vă puteți descurca cu această trusă foarte șmecheră acasă, Jonuțule. Asta este una dintre uneltele principale în ceea ce privește abdomenul, pentru că toată lumea mă întreabă: domne, cum e cu abdomenul ăla al tău? Păi vă spun eu cum e cu abdomenul, e foarte simplu. În fiecare zi trebuie să bagi viteză cu abdomenele, Jonuțule. Am luat și ganterele de un kil, să facem încălzirea așa un pic, să dăm drumul la treabă. Nu uitați că găsiți linkul în descriere, fratele vostru. Dă drumul la încălzire. Pe lângă cele prezentate mai devreme, Jonuțule, însă curăț o să găsiți și un voucher pentru un antrenament personal, dar asta veți descoperi dacă intrați pe site și verificați acolo regulamentul. Iar www.dorianpopa.ro va pune la bătaie 10 ghiozdane cu rechizite pe care le vom împărți atunci când vom merge să împărțim ghiozdanele către cei 3000 de câștigători. Mare atenție, numai primii 3000 înscriși vor primi aceste ghiozdanele, inclusiv cele de la www.dorianpopa.ro. Așa că grăbiți-vă, tată. Înscrierea în link. Îți, Jonuțule, suntem loviți, suntem terminați, dar a fost cel mai șmecher meci de paintball. Iar dacă vreți să vedeți concluzia, trebuie să vă uitați la Shelly pe canal, Jonuțule. În aceeași ordine de idei, dați un subscribe la toată lumea care este aici, o luăm de la dreapta, la stânga, Jonule, cu Max și altele, Ai Rafael, I Hate Pink, Mitsu, Lectru de la Lazet, Shelly, Diana K, Gami, Madeline Șerban și, în ultimul rând, Popa Dorian. Și cam atât, Jonule, dați subscribe, felicitări Shelly pentru o idee monumentală, Jonuțule, nu uitați, dați follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian, follow la toată gașca, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro pentru că avem cele mai cool surprize pentru voi, odată ce începe școala, dacă mai începe, să aveți o zi și o cafeluță mirobolante! Sar pe noi ca pe trampoline, oh, și noi n-avem, n-avem nici
nicio vină.